SECE, compania de apă Oltenia S.A., anunță întreruperea alimentării cu apă potabilă în municipiul Craiova, în cartierul Valea Roșie, în ziua de 15 octombrie 2015, între orele 10-14. Motivul întreruperii alimentării cu apă potabilă este anularea unei conducte cu diametrul nominal de 150 mm, amplasată în zona intersecției străzii Caracal cu strada Potelu. Se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor arondați la stațiile de hidrofor de pe lângă punctul termic numărul 1 Valea Roșie și punctul termic numărul 6 Valea Roșie, după cum urmează. Blocul 19, scara 1 și scara 2, blocul 20, scara 1 și scara 2, blocul 21, scările 1-4, blocul 22, scările 1-6, blocul 23, scările 1-6, blocul 24, scările 1-6, blocul 25, scările 1-3, blocul 26, scara 1 și scara 2, blocul 27, scările 1-3, blocul 28A, 28B, 28C, blocurile 29A, 29B, 29C, blocurile 30A, 30B și 30C, blocul 31, scările 1-4, blocul 32, scările 1-4, blocurile 33A, 33B, blocul 10 vechi, scara 1 și scara 2, blocul 12 vechi, scara 1 și scara 2, blocul 41, scara 1 și scara 2, blocul 42, scara 1 și scara 2, blocul 43, scara 1 și scara 2.